Valeriu Zgonia a fost schimbat legal de la șefia Camerei Deputaților. Acesta a contestat înlocuirea sa din funcție, precizând că nu s-a respectat regulamentul Camerei Deputaților. Curtea Constituțională a României a respins sesizările lui Valeriu Zgonea, fostul președinte al Camerei Deputaților, privind modificarea regulamentului Camerei Inferioare a Parlamentului, care a condus la schimbarea sa din funcție. Cu privire la regulament am respins în unanimitate motivele extrinseci și cu majoritate de voturi hotărârea de revocare. De asemenea, Curtea Constituțională a României va analiza și sesizarea de neconstituționalitate la hotărârea Camerei Deputaților privind vacantarea funcției de președinte și membru al biroului permanent al forului. Fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, a declarat în 14 iunie pentru Ager Press că a contestat la Curtea Constituțională modificarea regulamentului forului, care, în opinia sa, a fost făcută ilegal.